găsit din nou. Iată care sunt titlurile zilei. Doi șefi din IPJ Gorj au intrat în atenția procurorilor pentru acuzația de abuz în serviciu. Lipsa autorizației de construire blochează lucrările la noua arenă de fotbal din Târgu Jiu. O jandarmeriță de la Inspectoratul Județean Old poate pune pe fugă orice infractor. Revenim cu detalii. Doi șefi din cadrul IPJ Gorj au intrat în atenția procurorilor pentru acuzația de abuz în serviciu. Aceștia au făcut parte din comisia de organizare a unui concurs de angajare în cadrul Serviciului de Prevenire a Criminalității. Examenul a avut loc acum o jumătate de an, însă postul nu a mai fost ocupat nici până în prezent. Cei doi ofițeri au ajuns în vizorul parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Jiu în urma organizării defectuoase a acestui concurs. Comisarul șef Cornel Ionete, șeful Serviciului Prevenirea Criminalității din cadrul Inspectoratului de Poliție al județului Gorj, a fost ieri dimineață la sediul parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Jiu, unde ar fi fost reclamat pentru trucarea unui concurs de angajare. Comisarul șef a rămas la sediul parchetului local foarte puțin și a plecat fără să facă vreo declarație. În același dosar este vizat și inspectorul principal Ion Lazar. Cei doi au făcut parte din comisia de organizare a unui concurs de angajare în cadrul Serviciului de Prevenire a Criminalității din Inspectoratul de Poliție al județului Gorj. Concursul a avut loc în urmă cu o jumătate de an, însă postul nu a mai fost ocupat nici până în prezent. Potrivit unor surse judiciare, o candidată la postul scos la concurs ar fi reclamat faptul că o altă persoană ar fi fost favorizată de conducerea serviciului pentru prevenirea criminalității pentru a lua examenul. Contracandidata a fost declarată câștigătoare, însă concursul a fost anulat în urma plângerii persoanei care s-a considerat nedreptățită. Sesizarea la parchetul de pe lângă judecătoria Târgu Jiu a fost depusă chiar de conducerea Inspectoratului de Poliție al județului Gorj. Comisarul șef Cornel Ionete a fost șef al Poliției Motru. Ofițerul a picat testul psihologic și nu a mai putut participa la concursul pentru șefia Poliției din Motru, pe care a condus-o mai bine de 10 ani. Ionete plecase de la conducerea instituției în urma unui scandal, în care a fost implicat fiul său vizat într-un dosar de trafic și consum de droguri. Locuitorii județului Old care doresc să călătorească pe ruta Caracal-Corabia vor avea din nou posibilitatea să ajungă la destinație cu trenul. Asta pentru că începând de mâine, CFR va reintroduce 6 garnituri pe acest traseu. Trenurile vor parcurge distanța Caracal-Corabia și retur în aproximativ o oră și vor deservi locuitorii tuturor localităților din parcurs. Corabia, Vișina Veche, Vișina, Studina, Studinița, Frăsinet, Deveselu, Grupa Tehnică Caracal și Canton. Se va asigura astfel legătura cu București. Bureștiul, Slatina, Craiova, Roșiori, dar și cu alte localități de pe harta feroviară a județelor Olt, Telorman, Vâlcea și Dolj. Un gorjan s-a ales cu dosar penal după ce a descoperit mai multe cartușe ruginite, dar în loc să anunțe poliția, le-a dus acasă. Bărbatul din comuna Roșia de Amaradia a găsit 6 cartușe și 42 de tuburi de cartușe într-o gospodărie din localitatea Turcinești, în luna mai a acestui an. Acestea se aflau în stare avansată de corodare și pentru că bărbatul nu a anunțat poliția, au venit polițiștii la el, la sesizarea altei persoane. Gorjanului a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de nerespectare a regimului armelor și munițiilor. Lipsa autorizației de construire blochează lucrările la noua arenă de fotbal din Târgu Jiu. Autoritățile promit însă că șantierul va fi deschis în această lună. Potrivit proiectului, stadionul ar trebui să fie gata în 2 ani. Lucrările la noua arenă de fotbal din Târgu Jiu sunt blocate de aproape o lună, din cauza lipsei autorizației de construire. O amânare a deschiderii șantierului a fost cauzată și de situația juridică a hotelului Sport, din spatele Tribunei Zero, care este administrat de Ministerul Tineretului și Sportului. Reprezentanții primăriei Târgu Jiu dau asigurări că lucrurile se vor rezolva, iar în cel mai scurt timp vor putea demara lucrările la o nouă arenă de fotbal din oraș. În câteva zile trebuie să fie emisă autorizația de construire, după care vor începe lucrările. Depinde dacă timpul va permite executarea de lucrări pentru deschiderea de șantier. Cert este că vor fi demarate în această lună și o să vedem cât se va putea lucra în această toamnă. În ceea ce privește hotelul Sport, a fost semnat un protocol între autoritățile locale și cele din Ministerul de Resort pentru a se putea derula lucrări și în zona hotelului, din care se intră la Tribuna Zero, a spus Lavinia Trușcă, purtătorul de cuvânt al primăriei Târgu Jiu.
Potrivit proiectului, lucrările vor dura 2 ani, iar în cel mai bun caz, stadionul ar putea să fie gata în 18 luni. Acesta a fost proiectat și va fi realizat de aceeași companie care a proiectat și Cluj Arena. Stadionul va fi construit din bani publici, Compania Națională de Investiții alocând 20 de milioane de euro pentru acest proiect. Inspectoratul județean Olt se poate lăuda cu angajați care pun pe fugă orice infractor, la propriu. O jandarmeriță din Olt s-a clasat pe podium la campionatul balcanic de cross al polițiștilor. Plutonierul major Elena Simona Floricel a făcut parte din lotul Ministerului Afacerilor Interne în competiția ce s-a desfășurat în perioada 27 septembrie-1 octombrie în capitala Greciei, Atena. Subofițerul care a participat pentru prima dată la un concurs de asemenea anvergură a făcut parte din echipa care s-a clasat pe locul întâi la proba de cross 4.000 de metri, categoria Open Feminin. Elena Simona Floricel lucrează în cadrul Inspectoratului de Jandarmi Olt din anul 2006, iar de-a lungul timpului a luat parte la diferite competiții de semimaraton, duatlon și cross. Vă prezentăm acum informațiile meteorologice. Vremea se menține frumoasă în următoarele 24 de ore, chiar dacă pe cerul Olteniei își vor face simțită prezența din ce în ce mai mulți nori. La noapte se vor înregistra 9 grade Celsius la Târgu Jiu, 10 la Craiova și 12 la Calafat și la Drobeta, Turnu Severin. Mâine, maxima zilei va depăși puțin 20 de grade Celsius. Vor fi 21 de grade la Craiova, Slatina și Filiaș și 22 de grade la Calafat, Drobeta, Turnu Severin și Corabia. Jurnalul regional se încheie aici. Sunt Raluca Săcuianu, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă invit să rămâneți pe Alege TV. Urmează știrile din sport, iar de la ora 19:30, principalul grupaj informativ al zilei. O seară minunată să aveți!